A dat surrender. Aia zic, GG. E ok. Muchas gracias, afición. Esta para vosotros. Asta este pentru voi. If you've come to kill me, I hope you brought friends. Și-a dat flash și barieră. Easy, no cap. Am intat Q. Nu știu cum a ieșit să intez Q, dar e ok. Fac două. Îi învăț pe copiii ăștia să joace jungle, cum am săturat de toți noobii. Da, având în vedere că suntem atât de fidați, aș putea să mă duc ori pe Titanic Hydra, ori pe Borg, nici nu contează. Prefer Titanic Hydra și vă zic și de ce. Pentru că pot să-mi iau Tiamatul, care e un item extrem de OP la clear pentru un campion precum Warwick. Păi aia am vrut să fac, am vrut să țin apăsat pe Q pe ăla, doar că avea, era un pic departe de mine. Am ținut apăsat prost un pic. Ai ok. Mă duc pe top, mă duc pe top. Bravo, mă. O să-ți dea W. Easy. Nice, ok. Poți să dai clear? Da, e mana suficient. Nu ai nevoie de mine. Am prior teoretic în momentul ăsta. Ar trebui să pot să iau nebunia asta de Herald. Nice. Udir? Vreau să pun Heraldul. Scap de el. Și după aia să-mi dau back. Hai, iai, așa, bravo. Nice, mulți bani. Trebuie neapărat să-mi dau back, să-mi dau Titanic Hydra și după aia vreau să joc la Drake. Era un pic clasic. Veniți acolo la lupta asta, frate. Ce e așa greu? Guys, Drake, please, play for that shit. Big win con. Mama mia. Ok, e mort ăla, pot să pușez mid-ul. Hai să pușem mid-ul. Cad plate-urile, iau și eu câte pot. Na, până vine LeBlanc. Eu dă. Fuck, man. Ok, it's Warwick. Pot să salvez momente de genul ăsta. Moare echipa, lua și noi un kill. Să pușez topul. Mi se pare un plan bun. Dacă putem da topul, după aia Victor poate să vină pe celelalte lane-uri, teoretic. Și poate să ne ajute. Hardsteel? No, no, no. Da, și ăla, ai dreptate, dă mai mult Hardsteel, am uitat. De Hardsteel. Dar Radiant Virtue are pasiva mult mai bună. Și Hardsteel ar putea să meargă, de ce să vă mint? Nu știu, ambele sunt opțiuni bune. Îmi place Radiant Virtue mai mult pentru că îți și ajută un pic echipa, știi ce zic? Alex, te susțin foarte mult, sunt abonat la tine de când ai scos LA Gang. Mersi frumos, frate. Mersi frumos. Nu, n-am smite-ul upgradat. L-a luat Victor. L-a luat Victor. Dacă aveam smite-ul upgradat, boys. Nice. O să iau ăsta. Ok, gata, s-a upgradat și smite-ul la mine. Ești Jean aici. L-au luat pe sus, ești nebun. Ăla-i Warwick-ul. Dar n-aveam ce să mai fac. Eram solo, efectiv. Am scos doi mâncați. Vlăduț, Ana de Rând, nici măcar un play bun, frate. A vorbit Iron, nu? Iron, tu și fierul de călcat. Așa se mai zice Iron la, în engleză.
Ești tu și fierul decalcat sunteți în Iron, frate. Frate, frate. Ok, am 13, sunt super, super în față. Putem să cărăm meci ăsta chat. I-am dat fier? N-are nicio șansă. O, lăset, ce vrea ăsta? Bă, bă, dă ăsta în mine! Huge. Ok, hai să dăm în ăsta. Nu-i prind pe ăștia, n-am cum. Shaho, 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 shaho. No, e ok. E ok, e ok, e ok, e ok, ok. Am și smite-ul imediat. Ok, ok, ok. Winnable, winnable. Pot să trag ăsta pentru că mi-e teamă de ulta lui Vel'Koz. Dar îl bate Shaho, cred. Cred că îl bate. Mamă, am rămas singur. Am rămas singur, Johnule. 1200. I never miss those. Vă pupă, tata. 200, hai. Greu, bossule. Nice. L-am scos pe ăla într-un fel sau altul. Doamne. Ok. Și Drake, dacă vreți. Sau putem să dăm end direct. Hai. End! Termin! End! Toți morți, prostule! Ia-l tu dacă vrei, fă ce vrei, și așa ai fost în timp tot meciul. Iertați-mi înjurăturile și țipetele. Dar am 13 cu 4 și trebuie să fac un V9 meciul ăsta, pentru că altfel gen n-am ce să fac. Și mi-a zis copilul ăla din chat că ce player proaste, bro, un play bun n-ai făcut. Când am cărat meciul de unul singur. Ah, doamne. A zis copilul ăla din chat. Vlăduțul ăsta, Vlăduța nu de râd. Da mă, nu, dar nu tu ai zis, nu? Nici măcar un play bun, frate, nu înțeleg cum poți scrie în titlu că ajungi gol dacă tu nu ai IQ. W de la Warwick. Încă un win, boys, încă un win, toți jungler jucăm. Exact. Gen, what the fuck? Ăștia să ia de banează Zed meci de meci. Dar Zed este un căca de campion în momentul ăsta. Ăștia sunt. Da, Andrei Ciurea. Revenind la voi, mă bucur sincer. Bro, îți mulțumesc. Chiar îți mulțumesc. Și sper să mă susții în continuare, pentru că chiar muncesc la ceea ce fac în momentul ăsta. Live-uri în fiecare zi. Urcăm în rang, facem ce trebuie. Și lucrurile merg din ce în ce mai bine. Azi am avut în sfârșit pentru a doua oară. Bine, am avut și ieri pe live-ul cu Fury 100 de oameni. Dar azi am avut pentru a doua oară 100 de oameni. Și lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine. Și de-aia vreau să vă mulțumesc enorm. Ok. Trebuie să vin. Gen. L-a luat. What the? Ce-i greșit cu tine? Hai să luăm Baron-ul, vă rog. Hai. Haideți, că-l tanchez eu, voi doar dați damage. Te urmăresc la turul setup-ului de 150.000. Adică te-am urmărit foarte mult. Și mi-am luat și eu când am văzut clipul de pe canal Marco Drogul și etc. Da, știu, e greu să crezi. Dar că e destul de grea viața de persoană care ajunge faimoasă. Mai ales la nivelul ăla de faimă la pe care l-am avut eu, știi? Și treci prin niște chestii greuțe, să zicem așa. Știi ce zic? Dar acum sunt bine, am rezolvat toate problemele alea. De-aia am și revenit pe YouTube, pentru că am mentalul puternic din nou. Sunt în stare să muncesc, sunt în stare să fac treabă, să vin cu idei, să fiu din nou creativ și să îmi fac treaba cât mai bine, exact cum o făceam și înainte. De-aia am și reușit să avem succesul pe care l-am avut înainte, pentru că era o chestie făcută din pură pasiune. La fel de și acum. A nimerit un taione? Cred că da. Ok, și-a luat Redum. 2000 pentru Nasher. Road to Plat, apoi Băgameaj. Exact. Vezi că joci tu cu mine, da? Păriciles. Și tu ești gold acum, te-am băgat aseară. Meciul ăla 4v5 de era să-l pierdem noi. Că popia aia
Nu mai zic nimic. Hello. Ah, am dat un clip prost. Hai să dăm în turnurile astea, îmi pare mea. Hai că dă turnul mine, ide mă. Vreau să dau un turn, dă turnul mine. Ok. Turnul? Huge. Gata, back. Se spawnează ăștia în scurt timp. A dat surrender. Aia zic GG. Ok. Suuuu. Muchas gracias aficion. Esta para vosotros. Asta este pentru voi.